Frate mei, vorbim de credința asta. Evanghelia e ceva ce rămâne veșnic. Uite cartea asta care o vedeți în mâna mea, asta nu trece. Cu asta ne întâlnim și cer. În Matei 24:35 spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. În Luca 1:37 spune, orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, nu-i lipsit de putere. Cu cartea asta te întâlnești și aici și pe lumea cealaltă. Credeți în Evanghelie. Citiți Evanghelia? Doamne, o citiți? Asta e puterea lui Dumnezeu, e legea lui Dumnezeu, e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Eu am povestit că Dumnezeu tare m-a osmerit într-o adunare în satul Știrbăț. Am predicat despre lumină și întuneric aproape o oră, cu verset, mi-aducea Domnul aminte. Și am povestit de mult, la mulți frați asta. Și mai erau 10 minute ca să termine programul. Și fratele Radu Huțu, conducătorul, spune, să mai predice și fratele Sacaliuc Ștefan. S-a ridicat un om de acolo de la bărbați, nu vine la bun, s-a lipit cu spatele de perete și a început cam așa. Fratele Dragoș a vorbit de lumină și întuneric, dar rog să mai citească din Genesa capitolul și versetul, și din Apocalipsa, și din Țefania, și din Maliac, și mi-a dat 20-30 versete pe de rost. Nu asta m-a mirat. Știți ce m-a mirat? O spus, frate, știți că eu am 84 de ani, o trăit până la 92, la 92 am fost la mormântare, am predicat la el. Și de 40 și ceva de ani orb și nu mai văd nimic. Asta m-a durut. Îl ducea nevasta de mână și când am ieșit afară, frate Ștefan, de câți ani nu mai vezi nimic? Măi băiete, de 40 și ceva de ani nu mai văd. Îți pun o întrebare, de unde știi așa de bine Biblia? Și el îmi spune, măi frate Dragoș, în ziua în care am rămas orb, și mi-am dat seama că voi fi orb, am făcut o înțelegere cu nevasta. Terminăm treaba mai repede și în fiecare seară ea citește o oră din Scriptură. Băi, m-am dus în mașină, atât am plâns, că eu am ochi și am schiță de predici, concordanță. La omul ăsta de 40 de ani citește nevasta din Scriptură. Că eu mă ridic și trebuie să știu să predic, trebuie să știu Biblia. Eu vă întreb, voi cât citiți din Biblie? Că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu, e legea lui Dumnezeu. Asta ne mântuiește pe noi. Și Domnul spunea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Că asta nu trece, asta rămâne. Să ne dea Domnul drag să citim Evanghelie. Amin. Vine câte unul la mine, măi frate, măi domnule, măi tovarășe, măi atâtea religie sunt. Ăștia martorul lui Jehova bat în poartă, adventiștii mă pune cu zeciuiala, voi pentecostal, voi baptiști, care unde să mă duc? Și eu spun, știi unde? Citește în Biblie și ce înțelegi acolo du-te. Aia e credința adevărată, dar citește tu în Biblie. Asta trebuie să faci. Să citești în Biblie și ce te luminează? Domnul, ce e să faci? Asta e credința adevărată. Da. Eu dacă spun venim la pentecostal, sar ortodox, dacă spun nu sar, dar nu trebuie venim la mine. Credința adevărată să crezi în Domnul Iisus. Amin. Dar credința adevărată să citești în Biblie și să o crezi și să o împlinești. Amin. Și apoi după ce ai să citești în Biblie, ai să vezi unde ai să te duci. Că nu trebuie strimată nimeni de la o biserică la alta. Că Domnul spune, pocăiți-vă. Și eu pun un test numai așa. Acolo unde mergi cu duminica, oamenii din sat spune că-i la pocăiți. Așa spune când te duci tu unde mergi, duminică dimineața, spune, ăsta merge la pocăiți, ăsta e un test, că Domnul spune pocăiți-vă. Să ne ajute Domnul, amin? Amin.